pe care îl știai cu toate felurile, nu-l mai restartezi. Pentru că îți dai, cum am zis, regatul pentru iubitul tău. Și el la fel, își dă regatul pentru tine, să vă întâlniți. Să te întâlnești tu cu, eu cu, da? Nu știu cum să zic, tu, eu, da. Și omul apare din amintirile care te iubesc, îți apare iubirea vieții tale perfectă pentru tine. Știe, te simte, te adoră. Nu trebuie să plece niciunde, se supără, pleacă acolo, după gard. Are căsuța. Nu trebuie să plece nu știu unde, nu știu ce. Și tu la fel. Dacă te superi, ai plecat în căsuța ta. Atât ești tu și tot ce ai știut, toate visele, toate, tot ce e legat de, da? Din 3D, doar forma iubitului tău și a ta și e cu tot ce trebuie. Și aveți tot pământul la picioare, toate pământurile, în voi, în tine și în jumătatea ta. Nu face nimeni ravagii. Eu nu fac ravagii în corpul lui, n-am de ce. El nu face ravagii în corpul meu, n-are de ce. Se proiectează sănătos, frumos, bărbatul viselor tale. Punct. Nu mă interesează cine cui proiectează. Spațiu, acolo ești. Asta a fost ce a fost dintotdeauna. Asta n-a fost vis. Asta a fost ceva normal. Se proiectează pământul. Pământul tău așa se proiectează. Tu și cu cineva care ți-i drag. Și nu vine nu știu cine, nu știu cum. Din amintirile care te iubesc. Nu vin nu știu câte forme și prostii. Din Dragonic Land, nu știu acum, nu știu ce proiectat. N-ai treabă, nu e a tău pământul. Nu ai treabă, nici nu e așa ceva. Spațiu, Dragonic Land. Nu e, nu există așa ceva. Spațiu, ești om, proiectează un om, normal. Tu ai toată puterea în tine. Dragonic Land. Da? Nu ai nevoie să ți se facă ravagii prin organism, să simți, tu vezi, Doamne, tu îți repari singur, singură. N-are treabă, tu ai senzația că cineva de undeva, nu e nimeni, ești tu. Și ai forță să-ți proiectezi cu cine ți-i drag. Și te gândești de două ori, îți proiectezi nu știu ce rude cu care nu te înțelegi, proiecții debile, sau căței pisici, sau animale, păsări, eu știu ce, păduri energetice, sau un om, un suflet lângă tine. Da, n-aveți ce vă trebuie, pentru că așa merge. N-aveți visele împlinite să fie confortul ăla de altă dată, care, amintirile care te iubesc. Pentru că nu e despre asta. Se restartează, se dizolvă, se încearcă, se face, se drege. Încearcă viața, tu știi cum să trăiești. Nu, tu nu știi să trăiești, dar tu ești ghidată să faci ceva, să-ți proiectezi ceva de ce ai nevoie. Dragoste cu năbădăi, da. Și nu vine omul la tine și după aia energetic se întâmplă ravage în casă că tu ai dat voie că asta e și lasă să facă ce vrea. Nu! Vine ăla care nu face ravage în casa ta. Vine în vizită, vine, rămâne cu tine, nu știu. Dar nu mai face ravage în tine și în casa ta și e un fel de a-ți bate joc. Dar așa se trăia. Nu se trăia așa, nu știu visul cui. Dragonic Land. Miraj de pornoșaguri, miraj de nu știu ce vise, e un pământ de vise susținut de Dragonic Land. Nu e nici pământul de vise, cu vise debile, plin de nu știu ce. De ce să proiectezi nu știu ce când poți să simți, să ai lângă tine, să nu ți se scoală la altceva, la prostii, la mirajul cuiva. Ochelarii roz a cuiva, nu ți se mai, nu-ți trebuie, nu ai nevoie. Vai, în sfârșit ai înțeles drumul tău. Nu! Tu l-ai avut tot timpul. Tu ai fost zăpăcită, bruiată de nu știu ce, nu știu cum, nu știu ce transformări, schimbări. Tu tot timpul ai fost așa. Onoare e onoare. Cinste e cinste. Amintirile care te iubesc despre bărbatul tău iubit e la fel. Tu ești femeie, că te vede lumea nu știu cum și ești zăpăcită, pleazna pusă și
vorbește un bărbat acum care zice asta, asta e treaba nu știu cui. Tu știi cine ești, energiile care bântuie în tine. Și știi ce-ți proiectezi, punct. De aici s-au dat peste cap cu bisexual, da? Debilisme. Nu există așa ceva. Nu există. Nu în diet, nu. Ți-au băgat în cap, te-a bruiat, te-a proiectat, drag, știi ce? Odată cuvântul, treceau escadroane, trecea armata întreagă, vântul. Da? Ăsta e magul. Când pornea vântul, îți dai seama ce răvagii făcea. Nu e așa ceva din tine. Tu decât să proiectezi debilisme din astea, să proiectezi un om lângă tine cu care să vorbești, să te audă, să te cerți dacă trebuie, să nu mai poată să te audă, să plece, să se ducă în căsuța lui, să nu te mai audă, să te vadă, și tu să vii, să bați la ușă și să-ți arate, nu! Și tu zici, ok, asta e viața ta, asta e bucuria vieții tale. Și ce trebuie mai mult? Acolo ești, distrează-te. Nu faci ravagii, nu-ți imaginezi, drag, știi ce, și ani trecuți și nu e timpul stă pe loc. Că treceau, că nu știu ce. Timpul e ăla care e. Că stă, că nu stă. Ești om și vrei să ai timpul care merge, da? Ai timpul care merge. Te uiți la ceas, atâta o oră cât e spațiu. Ora tineră, da? E tineră dimineața. Nu mai e suprapus zi-noapte. El e în noapte, nu știu unde, în partea aia, la alta a lumii și tu ești. Nu! E cu tine aici, e vecin, e eu știu ce. Tu ți l-ai adus ca și vecin. Nu umbli tu de nebună să cauți nu știu unde, nu știu ce. Spațiu. Da, Doamne, ajută-te că înțelegi din toate visele ce vis ai. Nu e vis, nu e vis. E normal, bărbat, femeie, e normal să fie împreună, să se dorească. Asta nu e vis. Niciun vis nu mai e. Să se împlinească sau nu se împlinește. Nu e vorba despre vis. Ochelarii roz dați la o parte, nu e vis. Te-ai ridicat și ai mers până la ușă. Nu e vis să visezi nu știu ce magic, da, și ai și magicul în tine. Dar nu mai ai nevoie. N-ai avut nevoie niciodată. Dar hai să ne distrăm că ne-am plictisit. Ne-am plictisit de ce? Să stai lângă omul drag? Alo, tu te auzi ce spui? Cum să te plictisești? Dă-i spațiu, lasă-o să umble. O oră, două, să... se dezvânte. Sau tu să te duci să umbli prin mintea ta. Poftim, vă rog. E om acolo unde e. E acum acolo în căsuța lui foarte bine. Mersi. E rușine să-și arăte nasul. N-are de ce să amintirile care te iubesc și sunt așa. Are și rușine, are și nerușine, are și frică, are și n-are frică. Tu la fel. A? Că l-ai păcălit, că te-a păcălit, că l-ai mințit, te-a mințit. Vă lămuriți voi până la urmă. Tu știi că n-ai mințit, tu știi că n-ai păcălit și el la fel. Dar energiile date peste cap până se rezolvă și dă-te dice, dă-te zici la energie de aici. Ieri cum a fost? Ți-a zis alaltăieri. Ți-a ridică omul și zice, totul e pregătit. Ca și cum, acum mă duc în nu știu ce, las ea să se descurce că are minte destulă și eu să văd cum prin mintea ei ajung acasă și nu ai treabă, tu ai mintea ta, tu te descurci și tu zici totul e pregătit și ea ce-ți răspunde? Ieși afară! Crezând că totul e pregătit, adică vino că eu rezolv, nu rezolv. Bărbatul pentru el rezolv, femeia pentru ea. Da? Venera și Marte, punct! Și nu pot trăi unul fără altul. Punct. Sunt doi ochi. Da? Și la un moment dat când te uiți, Conci era un exercițiu. Se proiecta. Era un, să zicem, o căsuță, da? Un cuib. Da? Un cuib desenat. Adu-ți aminte din copilărie exerciții aveai.
Era un aparat, da? Te uitai prin el și se puneau tot felul de din astea, pătrățele, pe care era desenat. Da? Ți se reparau ochii, nu ți se reparau, ți se păcăleau ca să duci altă viață, să te duci în altă viață, nu visul nu știu cui. Și era un aparat așa, puneai ochii și era, se punea așa un desen unde un ochi vedea cuibul și într-un alt ochi era un pui. Și tu când ți se punea aparatul și ai desenul, cumva se duceau conci ochii, dar ăsta-i 3D-ul. Da? Ăsta-i 3D-ul. Ochii ăștia nu-s, ești ca ciclop, vedeai, da? Ăsta-i 3D-ul de aici. Tot ajungi la ce povestești tu, tot ajungi la niște adevăruri, da? Dar știi de ce ai nevoie, știi ce? Asta înseamnă restartat. Restartat și te trezești cu... Ce e asta? Unde m-am trezit, da? Ce nu e nevoie, pică, pică, se dizolvă, nu mai... Și te uitai și te concentrai și apărea 3D-ul de aici. Cuibul și puiuța în cuib. Și tu te uitai așa conci, înțelegi? Astea erau exercițiile, bebe când erai. Erai pregătită pentru lumea care trebuie să se întâmple. Cum? Magic, dragonic, totul e în tine. Tu ești energia aia care se zbengui, tu ești energia care, da? Și ai forța, tot ce ai avut, pământul care l-ai avut, ai avut dorința și toate dorințele se dau la o parte, visele, ci se proiectează ceva sănătos, normal, gen 3D, asta zi amintirile care te iubesc. Să trăiești viața de om onorabil, cinstit, tăgădăm. Asta nu înseamnă că nu scuipă omul ăla sau nu înjură. Ce zic? Acolo e. Și nu. Ok.